Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Federația Română de Fotbal au elaborat ghidul pentru Campionatul European de Fotbal 2016 în scopul informării persoanelor care vor participa la evenimentul sportiv, care va avea loc în perioada 10 iunie-10 iulie în Franța. Ghidul conține informații utile pentru suporterii români care vor participa la meciurile de fotbal, regulile de acces și conduita pe stadioane, măsuri specifice de securitate, precum și informații generale privind legislația franceză, respectiv documente necesare, informații medicale, precum și normele rutiere. Realizatorii ghidului recomandă cetățenilor români care vor fi prezenți în Franța la meciurile de fotbal ale echipei naționale a României să se asigure că au documentele de călătorie valabile și să le dețină asupra lor la intrarea pe stadioane. Jandarmii și polițiștii români vor fi detașați în Franța pentru a oferi asistență suporterilor români, aceștia urmând să fie prezenți în zonele publice și în fan zone. Angajații MAI vor purta uniforma de serviciu sau însemne distinctive. Ghidul pentru Campionatul European de Fotbal 2016 este disponibil pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, dar și pe site-urile Federației Române de Fotbal și al Ministerului Afacerilor Externe.